México, que é inverso. Da, scrie Mini aici, asta e cheia mașinii. Astăzi prezentăm un Mini Cooper S din 2017. Îl vedeți în spatele meu, de la Țiriac Autorulate, mașină second hand. O găsiți la ei pe site, aveți și garanție la ea, puteți să o și finanțați în leasing. Puteți să aduceți și un alt Mini Cooper S din Germania, dacă vreți, prin Țiriac Autorulate. Poate să fie livrat la dumneavoastră acasă, dacă cei de la Țiriac Autorulate au sediu în orașul de unde vă aflați. Puteți să și programați un test drive cu mașina dumneavoastră second hand, că știți foarte bine că nu toate mașinile second hand care stau în parcuri au RCA, au numere, au... Deci, o grămadă de avantaje la Țiriac Autorulate. Noi prezentăm astăzi acest Mini Cooper S, care dezvoltă undeva la 190 de cai putere. Îl vom vedea cum arată la 60.000 de kilometri cât are la bord. Începem cu partea frontală. Tot timpul m-am întrebat, iarăși, după cum se vede, n-am șosete, sunt cu glezna goală, deci asta înseamnă că nu-mi place mașina pe care o prezint, dar Mini este iconic pentru că el, de când s-a lansat, a fost conceput și proiectat pentru oamenii de rând, pentru a putea transporta 4 oameni adulți într-o mașină de clasă mică. Această mașină a fost proiectată și avantajul ei și manevrabilitatea foarte bună de care se bucura această mașină era că roțile mașinii erau proiectate cât mai aproape de colțurile caroseriei. Dacă vă uitați la primele modele, o să vedeți că aveau niște roți cât mai în colț, ca un cărucior din ăla de supermarket, și atunci mașina era foarte, foarte manevrabilă și sunt foarte multe povești legate de Mini, cum ar fi una dintre povești oficiale și neoficiale, așa, dar o găsiți pe internet, este că cei de la Mini au provocat într-o zi pe cei de la Porsche și au zis, haide pe circuit, noi venim cu un Mini, Mini de la manevrabil, cum eram în vremuri, și voi veniți cu un Porsche pe un circuit destul de strâns, destul de închis, unde o să vedeți că vă demonstrăm că nu puterea este totul și nu este atât de important să ai 500 de cai, cât poți cu 75, cum erau pe vremea aia, să faci față sau să te poți compara cu un supercar. Bineînțeles că cei de la Porsche n-au acceptat provocarea și cei de la Mini au luat o mașină și au făcut până la urmă, dar căutați pe internet că găsiți filmulețe de acolo și găsiți și toată povestea și foarte multe alte povești legate de Mini. În clasa mică de mașini, nu știu dacă găsim o mașină atât de bine accesorizată și atât de mult accesorizată și atât de premium la calitatea materialelor din interior. Este un stil de viață. În momentul în care îți cumperi un Mini, poți să intri într-o gașcă, poți să socializezi, poți să mergi la întâlniri. Sunt ferm convins că și în România întâlnirile de Mini se întâmplă în fiecare an și sunt din ce în ce mai mulți oameni și fenomenul crește și, repet, accesorii, haine, gentuțe, totoruțe, mântuțuțe, dar să trecem peste acest capitol și să vorbim de partea frontală, unde, v-am spus tot timpul, m-am întrebat dacă aceste guri sunt ca la camioane, să te urci aici și să ștergi parbrizul. Tot timpul m-am întrebat, n-aș vrea să fac acest test, să văd dacă rezistă, dar asta este partea frontală, e o puțin buzată, farurile cu xenon, ornamente cromate, badge-ul S, care ne arată că avem de-a face cu o sportivă, nu este un Mini normal, este un Mini agitat. Avem și ceva elemente pe partea laterală a mașinii, care vine cu jante de 18 inci. 17, mă, vezi, le-am și cum îmi luam acum pe... Eu aștept să mă corectați la fiecare greșeală pe care o fac în comentarii. Băi, Daniele, vezi că nu sunt 18, sunt 17. Daniele, vezi că ai greșit, nu e de 2 litri motorul, de 1.6. Daniel, știi? Adică chiar vreau să mă corectați pentru că și eu învăț odată cu voi. N-am cum să știu atât de multe mașini pe din afară, oricât de fan aș fi eu Mini. Nu sunt. Da. Jantele, nu știu, mie mi se par niște jante normale cu niște căpăcece centrale de John Cooper Works. Mai avem logo de John Cooper Works și pe prag
și mai găsim lucruri, dar haideți să vedem cum se deschide capota. Mare atenție, capota la acest Mini 2017 se deschide prin două trageri de clapeta din interior, că au eliminat siguranța aia pe care eu o căutam. Unde e siguranța? Unde e? Deci dacă tragi o singură dată, capota este deschisă, dar nu se deschide, pentru că are siguranța pusă. Și mai tragem încă o dată și capota se deschide complet, fără să mai căutăm siguranțe și așa mai departe. Cei de la Mini, cu acest motor de Twin Power Turbo, au zis, bă, poate să suplinească bățul de capotă și putem să punem două amortizoare. Ne facem de cap. Vedeți această capotă care se deschide cu tot cu... Far! Tot cu far, tot cu capul pe aici, faci punzi interesante, cred că a rămas aici blocat. Hai că am reușit. Da? Vine și cu o parte a aripilor, e destul de interesant ca și mod. Ce putem să vedem la motor? Este nimic. Adică putem să umplem spălătorul de far și putem să-i dăm curent atunci când rămânem fără baterie, că n-am schimbat-o la timp sau am uitat lucruri prin mașină aprinse și așa mai departe. De partea laterală am vorbit. Știți foarte bine că aceste Mini se pot modifica, customiza după gustul fiecărui om, cu plafon verde, cu oglinzi roșii, cu etriere galbene, cu bare, că zic bări în continuu, diverse, de John Cooper, de tuning, există accesorii, există personalizare, adică cum ar zice băieții aia de pe vremuri pe care îi ascultam noi, bagă banii în ea să o faci a ta, fratimiu, să fie a ta, să nu mai fie ca toate de pe stradă, știi, să fie a ta. Bun, hai să vedem și portbagajul dacă este Marius amabil. Avem destul de intuitiv acest clapetă de deschis, cameră în spate, hello mama, așa, cameră pentru marșarier. Acest portbagaj, din estimarea mea, are 48 de litri. Poți să-ți pui două genți de sală sau când te duci la tenis sau când te duci unde te duci. N-aș vrea să înțelegeți că această mașină este vândută ca o mașină de concediu sau o mașină de autostradă. Este o mașină de oraș, este o mașină care este foarte ușor de folosit în oraș pentru că se parchează și se conduce destul de ușor. Am stricat asta, nu mai pot să o pun. Taie. Da, mai e un spațiu acolo jos în care putem să ne depozităm diverse trusă medicală și așa mai departe. Dacă suntem medici, nu luăm trusă medicală. Îmi place că eleronul e alb, deci la mașina asta nu se mai cojește. Lipsește antena de aici, dar sunt ferm convins că se află în mașină. Avem și un plafon panoramic care se și deschide de sticlă. Vedem, ne bucurăm, dar mergem la interior, povestim niște chestii și mai vorbim mai pe larg. A, țeapă. Țeapă. Legat de interior la Mini, nu pot să, oricât de cârcotaș aș fi și oricât de mult nu îmi place mie Mini, că eu hater, nu că așa, la interior n-am ce să comentez, este un interior extraordinar. Avem lumină ambientală la picioare, avem lumină ambientală aici, avem lumină la mânerul de deschis, ușa care e foarte cool, adică și butonul de încuiat și descuiat se trage cu mânerul. Avem elemente cromate, avem orologiu aici pe care nu-l suport, dar iarăși nu e treaba mea. Avem aceste butoane, ne simțim ca în avioanele de vânătoare. Avem butoane și pe aici. Putem să schimbăm luminile în interior, avem 7 nuanțe, 17 nu știu ce. Plafonul de sticlă care se și deschide la un moment dat. Butonul de pornire. Cotiera, pe vremuri nu exista, cu suport de telefon, cu încărcare și așa mai departe. Meniul cu rotița de aici, clapete pe volan, volan multifuncțional, volan John Cooper Works, piele, spațiu în spate. Nu știu, e interiorul, nu am cum să fiu critic la adresa lui, pentru că arată foarte bine. Se menține foarte bine la 60.000 de kilometri, pielea pe schimbături este foarte puțin tocită, cred că cu puțin detailing, puțină grijă. Volanul s-a luat aici un pic din culoare, dar iarăși putem să-l reparăm. Adică o mașină la 60.000 care se prezintă foarte bine din punctul meu de vedere. Mai sunteți și voi atenți la detalii acolo când filmează mari, vă mai uitați într-un colț. Ah, ai văzut, acolo era spart plasticul ăla și n-ai spus. Eu asta aștept să văd de la voi. Torpedo sau compartimentul de mânuși, două suporturi de pahare, avem aici de foarte tare switch-ul ăsta pentru a schimba modul de condus din sport în green.
adică în economic sau mai puțin poluator. Avem vitezometru aici cu turometru, pentru că cred că această mașină este dotată cu navigație. Dacă n-am avea pachetul de navigație, atunci vitezometru ar fi în acest orologiu de pe mijlocul bordului. Hai să vedem. Eu stau acum destul de confortabil. Ia să vedem Mini ce fel de reglaj are. Vezi? La Mini găsim și pe adâncime și înălțime și pe înălțime și pe coborâme și pe nu știu ce și pe nu știu ce și pe nu știu cum. Lumini cu funcție de auto, reglajul intensității luminii la bord, proiectoare și stop de ceață în care oamenii nu știu niciodată care e diferența între ele și le aprind pe amândouă, climă, tot ce vrei și ce nu vrei. Hai să vedem cum aș sta în spate dacă Alexandra și-ar lua din nou Mini și ar trebui să stau în spate. Bă, nu, cred că e boxăm aici, cred că e altceva. E așa, de design, cred. Dar e doar pe partea aia, adică pe partea asta nu e, pe partea asta e netedă. Te rog! Nu mergem în față? Am greșit eu ceva, 100%. Nu. Stai mă, frate! Bun, accesul în spate e puțin mai greu, dar vorba e o mașină în 20. Ok, bun. Da, vezi tu? N-avem cum să facem. Hai să zicem că stăteam așa. Dacă ar conduce o fată și ea ar fi mică la volan, aș încăpea super bine aici. Ce avem noi în spate ca și accesorii pentru oamenii care stau în spate și sunt foarte activi și se plictisesc? Păi avem suport de pahare aici, suport de pahare aici și suport de pahare aici. Adică avem 3 suporți de pahare, dacă bem multă cafea, apă și așa mai departe, putem să luăm cu noi. Avem aici niște boxe Harman Kardon, care cred că vin din echiparea standard a mașinii. Avem plafonul de sticlă în care putem să ne uităm și noi. Wow, ce cer, ce stele sunt seara asta, iubito. Mamă, ce mișto, știi? Așa, în rest nu mai avem nimic ca și activitate pentru oamenii din spate. Putem, știți? Și la frână, lume proaste de șantier. Forță! Să mergem cu dânsa! Bun, iată-ne la bordul Mini-ului Cooper S. Ați greșit sensul, dar nu contează. Băi, m-am dat cu ea prin curte un pic și își păstrează reputația de kart. Răspunde foarte bine și la accelerație și la viraje și la frână. Îmi place cum se simte mașina la condus. Direcția e puțin mai solidă, să spunem, nu pot spun greoaie, dar e puțin mai conectată cu roțile mașinii față de torque steer-ul de la Juke, dar nu că ar fi în clasă cu Mini. Doamne, până ce grob trebuie să trecem acum. Atenție, mașina vine cu roți pe 18, anvelope de iarnă, 17 la Mini, 18 la Juke. A? Sau invers? Nu mai știu. E, atunci las-o ca mine. Știi? Ok. Vă spuneam că e foarte cool mașina în interior, chiar dacă eu nu sunt fan Mini, dar mi se pare gradul de coolness din mașină, cu schimbatul de culori la interior, cu butoanele, cu cromul, cu volanul, cu cusăturile, cu atenția la detalii, cu materialele premium care sunt folosite. N-am vrut să fac asta. Cu materialele premium care sunt folosite la interior. E o mașină, cum să spun eu, e o apariție. E o mașină care nu trece neobservată. Așa cum v-am spus, este un stil de viață. Foarte mulți oameni își cumpără Mini și asta le ocupă tot timpul, ca să zic așa. Din punct de vedere al performanțelor, v-am spus că mașina asta dezvoltă undeva la 190 de cai. Dar destul de vii și destul de reali, așa cum comparam la Nissanul Juke. Eu fac această comparație pentru că noi am filmat mașinile în aceeași zi și ne-am dat jos dintr-una și ne-am urcat în alta și atunci asta e cea mai bună comparație. Dacă vrei vreodată să cumperi o mașină și nu ești decis între două mașini, dacă ai posibilitatea să le ai pe amândouă într-un loc și să mergi cu una și după aceea să te urci în alta, așa vezi
cel mai bine și suspensia, și direcția, și scaunul, și poziția la volan, și faptul că la Mini clapetele sunt pe volan și se învârt odată cu el, față de Nissan, unde clapetele rămâneau pe loc. V-am spus, sunt avantaje și dezavantaje, unii consideră că e mai bine așa, alții că e mai bine invers. Dar ce mi-a plăcut mult la mașină, mi-a plăcut răspunsul la comenzi. Mini este mult mai conectat cu realitatea față de Nissan la capitolul răspuns la comenzi. Uite, acum am accelerat fără să fiu... Pare rău, Marius, dar așa e cu cartul, știi? Cartul e cart. Răspunde foarte bine. Chiar dacă e o mașină supraalimentată, voi știți că mașinile supraalimentate au nevoie de ceva timp, se numește turbolag, până când gazele de evacuare scoase de motor poate să învârtă turbina, turbina să facă presiune, presiunea să intre în motor și să apară cai. Asta spuneam, că la Mini... Rachetă! Mai rachetă la 190 de cai decât 215 de la Nissan. Da, așa cum spun și performanțele pe hârtie, e mult mai ok. Chiar dacă avem senzația asta de kart, după ce am venit cu Toyota 76, mi se pare că e scrasă Mini-ul. Drumul este destul de denivelat aici unde filmăm noi și mașina se descurcă foarte, foarte bine. Nu mi se pare că e o mașină insuportabilă de condus în oraș, pe drumuri accidentate. V-am spus, avem clima, avem butoane, avem start-stop, avem senzor de parcare, avem butonul ăsta foarte cool de pornire, schimbătorul, infotainment-ul, tot display-ul mare, poziția foarte ok la volan, poți să... Îmi închid și asta să-mi dau ochelarii jos, că am văzut că oamenii care poartă ochelari la interior sunt, atrag foarte mult hate pe internet și eu de-aia mi-am și pus. Mi-mi place hate-ul, îmi place să ne porcăim acolo pe internet, mai ales că nu ne cunoaștem, să ne dăm cu părerea așa despre oameni pe care nu-i cunoaștem, să mai facem și afirmații, să zicem că la nu știe să gătească, la nu știe să conducă, la e prost, la e deștept și așa mai departe. Dacă v-a plăcut, dacă vi se pare util, dacă vi se pare interesant sau cel puțin amuzant, share, like și subscribe. Să vadă și alții, că eu de-aia m-am apucat de YouTube. Să le arăt și altora care nu știu lucruri, să le arăt. Ălora care nu știu, ălora care știu, n-am nimic să le prezint, să știți. Nu sunt mai deștept ca voi. Suntem toți la același nivel.